Statele Unite intenționează să staționeze arme nucleare în Marea Britanie pentru prima dată în 15 ani, pe măsură ce amenințarea nucleară din partea Rusiei crește, dezvăluie date colectate de The Telegraph din documentele Pentagonului. Contractele de achiziție pentru o nouă instalație în baza aeriană Lake and Heath din Suffolk confirmă faptul că Statele Unite ale Americii intenționează să plaseze acolo focoase nucleare. Vine cu mai multe informații Florin Jipa, editor șef la Monitorul Apărării și Securității. Mai probabil vor fi bombe gravitaționale B-61-12. Ele au fost adaptate de curând de forțele americane pentru aeronavele F-35 cu amprentă radar redusă. Aceste bombe au un randament de până la 50 de kilotone, de peste 3 ori peste puterea bombei atomice aruncate asupra Hiroshimei în 1945, care avea un randament de aproximativ 15 kilotone. Returnarea acestor arme în Marea Britanie face parte dintr-un program la nivelul NATO de dezvoltare și modernizare a site-urilor nucleare, în principal ca răspuns la tensiunile sporite cu Rusia, dar și a amenințărilor venite din partea atât a Kremlinului, dar și a presei aservite Kremlinului. Statele Unite au în prezent focoase nucleare staționate și în alte țări din Europa, și anume în Belgia, în Germania, în Italia, în țările de jos, dar și în Turcia.